Ia uitați cu ce am venit eu astăzi la voi, cu pâinică, cu doar două ingrediente, două semințe de in și albuș de ou și un prăfășor de sare, un deliciu, un deliciu, o bunătate. Și ia uitați cum arată în interior. Este super, super de bună, este moale, pufoasă și are un gust super, super delicios. Ia uitați, bună, 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 bună. Să încercați această rețetă, să vedeți cât este de delicioasă. Nici nu spuneți că nu este pâine făcută cu făină albă. Pâinică. Și pentru pâinica noastră am această formă, pe care eu o voi unge cu puțin ulei și am să pun puțin ulei aici ca să o ung, să o pregătim puțin, puțin așa, cam o linguriță. Și o vom unge cu ulei. La formă și am să o întorc. Am să o pun așa pe să se scurgă. Și ia să facem semințele astea așa aici. Și vom pune 45. Eu am deschis și cuptorul la 180 de grade și le vom lăsa circa 15 minute. Așa, ia să vedem. 45 de făină de in. Așa. 45. Așa. Aici vom pune 3 albușuri în vasul nostru și luăm și punem 3 albușuri. O să vedem cât sunt de mari. Sunt bune. Acestea sunt ouă de țară, sunt ouă de casă și sunt hrănite bine. Și cu aceste ouă puteți, coaja o puteți folosi, puteți folosi și pielea care este în interior, acea membrană, să faceți creme, o scoateți. Așa, vedeți? Și aici, această membrană o scoateți și o puneți la uscat. Este foarte bună pentru creme, pentru față, da? Și cu coaja faceți, o puneți la uscat și o dați prin blender, faceți un praf și cu miere de albine pentru copii calciu. Așa. Nu se aruncă nimic la noi. Și acum un mixer, ia să vedem aici, să nu facem pozne. O să mixăm albușurile noastre. Vedeți? Așa, încă puțin, că vedeți că se mișcă. Voi adăuga și puțină sare. Așa, dăm deoparte. Și amestecăm în continuare. Vedeți? Ia uite, se mai mișcă. Este gata. Dăm deoparte. Și acum o să adăugăm făina noastră din semințele de in. Și o punem așa pe tot aici. Și tot cu aceste palete putem amesteca. Vedeți? Așa. Vom scoate paletele.
ne aducem forma noastră. Eu am uns-o cu ulei. Și acum o să punem așa aici în formă. Așa. Mai amestecăm așa puțin și punem. Dacă doriți, puteți pune și câteva semințe de susan sau de in peste. Ia uitați, vedeți? Și le punem așa peste. Și am să pun și câteva semințe de susan. Da? Așa, să se lipească așa de forma noastră. Eu le pun de dedesubt pentru că o să întorc, o să le întorc invers. Dar dacă faceți într-o tavă, puneți deasupra. Așa. Și acum să punem așa, să împărțim și să punem în forma noastră așa aici. Vedeți, norișori. O să avem 4 chifle, să le spunem așa. Așa. Împărțim așa peste tot. Așa, și acum să batem, să se așeze. Așa, vedeți? Să se așeze puțin și voi da la cuptor. Voi pune într-o tavă, vedeți? Și dăm la cuptor. Așa o așezăm să fie dreaptă. Circa 15 minute, 180 de grade. Aceasta este pâinica noastră, vedeți? Făcută doar din in și din albușuri. Și acum să scoatem. Eu am să le întorc așa, să vedeți cum arată. Ia să scoatem. Ia, uitați. Așa. Ia, uitați ce frumoase sunt. Pâinica noastră, vedeți? Chifle fără făină. Așa, așa. Ia uitați pâinica. Să vedeți cum arată. Ia uitați cum arată în interior. Este un deliciu. Un deliciu. Să încercați această pâine, să vedeți cât este de bună. Este bună, bună, bună. Aici avem aceste chifle. Sunt moi. Vedeți cum arată în interior. Super. Să încercați doar albuș cu semințe de in și un praf de sare. Atât, nimic altceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru inimioare, pentru aprecieri, că ați fost alături de mine astăzi în direct.